Bună ziua, vă mulțumim că ați răspuns pozitiv acestei conferințe de presă. Suntem într-o perioadă de anunțare a candidaturilor, suntem într-o perioadă în care discuțiile din cadrul coaliției au fost de ceva timp finalizate, a trecut perioada de organizare. În urma discuțiilor din cadrul acestei alianțe Dreapta Unită, USR, PMP și Forța Dreptei, candidatura Consiliului, la președinția Consiliului Județean Gorj a revenit colegilor noștri de alianță de la PMP. Suntem astăzi pentru a anunța această candidatură. Convingerea mea ca președinte al USR este că în județul Gorj lucrurile trebuie să se întâmple mult mai bine decât se întâmplă acum. Județul Gorj trebuie să ajungă la nivelul la care celelalte județe din România, în același cadru legislativ împutindu-se, în aceeași zonă geografică, dacă vreți, fără autostradă, nefiind în centru țării, totuși acolo se mai întâmplă lucruri. Trebuie să dezmorțim aceste lucruri și la Târgu Jiu și în județul Gorj. Avem candidați în filialele din județul Gorj, în localitățile din județul Gorj, care vor susține această candidatură. Despre planurile pe care candidatul la președinția Consiliului Județean le are, îl las pe domnul președinte și candidat David Soiu să vă expună, să vi le expună. Domnule președinte. Mulțumesc frumos, domnule deputat. Mi-am asumat această răspundere în cadrul coaliției pentru a avea parte de un Gorj dezvoltat și modernizat. Vedeți foarte bine că Gorjul din ce în ce o ia pe o pantă a dezastrului și aici mă refer la locurile de muncă. Complexul energetic Oltenia pare a fi o gospodărie în momentul de față a nimănui. Ciolacu a zis că cei de la parlamentarii PSD au zis foarte clar că dacă va veni rândul premierului Ciolacu la guvernare, soarta complexului energetic Oltenia se va schimba. După cum vedeți, parlamentarii PSD au mințit, iar adevărul este că soarta complexului energetic Oltenia nu s-a schimbat cu nimic. Singurul parlamentar de Gorj, după cum foarte bine știți, care a făcut ceva pentru salariații complexului energetic Oltenia și pentru cât de cât ca complexul energetic Oltenia să aibă o activitate cât mai îndelungată, este președintele USR-ului, domnul deputat Radu Miruță, căruia foarte mult din salariații complexului energetic Oltenia, după câte am discutat și noi cu ei, sunt recunoscători. Referitor la Consiliul Județean, la planuri, la ce mi-aș dori eu, o să vă spun câteva din aceste puncte pe care eu aș vrea să le prind în acest proiect de dezvoltare al județului Gorj. În primul rând, trebuie să luăm în calcul că județul Gorj, un județ eminamente industrializat prin complexul energetic Oltenia, care atrăgea aproape jumătate din forța de muncă a Gorjului, în viitorii 2-3-4 ani își va restrânge foarte mult activitatea până la un moment dat când probabil se va închide definitiv. Vedeți foarte bine că promisiunile guvernanților, această alianță PSD-PNL, nu s-au materializat, adică în locul complexului energetic Oltenia n-au apărut nici acele centrale pe gaze, n-au apărut nici acele parcuri fotovoltaice, în schimb, complexul energetic Oltenia se ține de acest plan de restructurare, adică începând cu anul 2025 să nu mai fie decât 5.000 de salariați. Ceea ce este foarte puțin, având în vedere, cum v-am spus și mai înainte, că mai mult de jumătate din populația județului Gorj era sau avea membri din familie care lucrau în complexul energetic Oltenia. Având în vedere toate aceste lucruri pe care vi le-am spus, cred că cel mai bine ar fi ca să dezvoltăm un proiect turistic pentru județul Gorj, având în vedere că are foarte multe obiective care sunt, care reprezintă atracții turistice și care ar putea să
reprezinte, să zic așa, o alternativă la ce avem în momentul de față. Pentru aceasta, bineînțeles că trebuie o infrastructură foarte bine pusă la punct. Știți foarte bine că turiștii vin în momentul în care această infrastructură este bună. În același timp, toate aceste obiective turistice ar trebui să fie mult mai bine mediatizate, să fie mult mai bine îngrijite și să reprezinte o atracție foarte mare pentru turiștii români și turiștii străini. Referitor la Consiliul Județean, ce pot să vă zic, în cei 4 ani, eu am fost singurul consilier județean care am schimbat un director din instituțiile care aparțin de Consiliul Județean. În rest, cred că în ultimii 10 ani nu s-a mai schimbat niciunul din directorii acestei instituții. După părerea mea, de aceea cred că cetățenii județului Gorj ar trebui să voteze foarte echilibrat și acest Consiliu Județean să nu mai fie dominat de o anumită formațiune în politică sau de un anumit de o anumită alianță, pentru ca lucrurile să desfășoare și la noi în județul Gorj într-o normalitate. Tot în Consiliul Județean eu am propus pentru ca să aducă economii și de financiare și acestea să fie folosite în alt scop, cum am menționat și mai înainte, de exemplu, al dezvoltării infrastructurii din județul Gorj, am propus și proiectul este de 3 ani de zile, neavând majoritate sau neavând foarte mulți susținători, 50% plus 1, nu am putut să-l pun în aplicare pentru unificarea celor 3 unități, mă refer aici Doina Gorjului, Școala Populară de Artă și Direcția de Cultură, adică Direcția de Promovare și Păstrarea Culturii Tradiționale Gorjenești, pentru că toate, dacă vă uitați în statutul lor, au același obiect de activitate. Și cred eu că dacă s-ar înființa o singură instituție, ar fi mult mai eficientă și mult mai, să zic așa, în folosul cetățenilor și județul Gorj, ar duce și la foarte, foarte mari economii. N-ar mai fi 3 directori, 3 contabili șef, mă rog, și alte servicii pe care le au fiecare din instituțiile respective. La fel aș crea o societate de construcție a Consiliului Județean care să fie folosită în scopurile, adică atunci când sunt priorități în acestea lucruri care se întâmplă, evenimente neprevăzute, cum a fost cu tremurul sau când sunt alunecări de teren și care foarte frumos ar putea interveni și în același timp care ar putea să întrețină drumurile din județul Gorj, care ați văzut cei care stați, mă refer în zona Berlești sau, mă rog, în zona Dănciulești, cât sunt de precare și de deteriorate aceste drumuri. În mare, cam aici s-ar referi proiectele pe care le-aș propune eu pentru Consiliul Județean. Eminamente, după cum știți foarte bine, votul la Consiliul Județean este un vot politic, de aceea noi invităm pe toți cetățenii care vor să o ducă mai bine și care vor să aibă un nivel de trai mai ridicat și care vor să aibă un viitor al locurilor de muncă, pentru că, după părerea mea, cred că în momentul de față, în județul Gorj, principala preocupare a cetățenilor este siguranța locului de muncă și veniturile pe care le realizează fiecare familie. Ori vedem foarte clar că sub actuala guvernare inflația este una dintre cele mai mari din Europa, peste 7%, inflație care, bineînțeles, că duce și la scăderea puterii de cumpărare a tuturor cetățenilor din județul Gorj. Cam acestea ar fi lucrurile mari pe care aș fi vrut eu să vi le expun la această conferință de presă. Înființarea unei societăți la care Consiliul Județean să fie probabil acționar unic sau majoritar ar funcționa. Am mai avut o societate care a fost falimentată acum câțiva ani.
Păi da, dar a fost administrată foarte prost. Eficiența unei societăți pe care să o aibă Consiliul Județean s-a dovedit atunci când a fost cutremurul, când au fost acele alunecări de terenuri, ploi torențiale care au dus la deteriorarea unor poduri, unor podeste, care a căror reabilitare a durat foarte mult timp, pentru că până s-au găsit firmele care să facă această lucrare, până s-a organizat licitația, a durat extraordinar de mult. Ori o firmă este, dacă ar avea Consiliul Județean o firmă, ar fi destul de eficientă și toate aceste probleme, după părerea mea, s-au rezolvat destul de rapid. Că sunt foarte multe probleme de această natură. Când vor fi anunțați și ceilalți candidații din județ la comune și oraș? Pe 10 aprilie. O să fie o lansare oficială sau îi anunțați? Vom anunța până atunci. Suntem în discuții. E ceva oficial, dar nu să fie neoficial. Mai aveți localități în care sunt negocieri, discuții, acolo unde v-ați identificat persoana? Mai sunt patru localități unde mai apar tot felul de schimbări, pentru că sunt unii candidați cărora o parte din echipă, mă rog, le spune că nu mai poate să candideze. E o situație dinamică, în principiu cele 66 de localități sunt acoperite. În momentul în care mă întrebați dumneavoastră, patru dintre ele sunt într-o dinamică ce a fost ieri nu mai e valabil astăzi și înțeleg că asta e pe la toate partidele. Și cauza care este? Le este teamă că au mai fost discuții în ultima perioadă în spațiul public? Vă dau un exemplu. Este teamă să nu-și pierde locurile de muncă sau sunt migrația. Nu, vă dau un exemplu concret. Una dintre persoanele candidate este director de școală și a fost chemată să îi se spună că poate avea repercusiuni. Nu-mi dă voie să-i dau numele pentru că aș face o conferință de presă pe subiectul ăsta, dar e strict o chestiune personală a persoanei care e într-o situație ușor neplăcută. Gândiți-vă cât de neplăcut e să vrei să te implici în comunitatea ta. E vorba de o comună, să-ți faci o echipă, să anunți lumea, după care la serviciu să fii chemat și să fii tras de urechi de către unul dintre liderii politici ai acestui județ, ai grijă că în pixul meu stai, fiind vorba de învățământ. Cam despre asta e vorba și în ceea ce mă privește, fix împotriva unor astfel de atitudini, eu mă implic în politică. Oamenii care fac astfel de lucruri ar trebui să nu mai aibă putere să facă și încet, încet își pierde această putere, că nu mai au nici ei puterea de acum 15 ani, acum 5 ani nu mai avea pe cea de acum 10 ani, astăzi nu mai au pe cea de acum 5 ani. Mai durează un pic până când se translatează și în gorji mafia asta, caracatița asta pe care PSD, PNL, înfrățiți, o întrețin, au ajuns să nu-și mai poată ține oamenii aproape cu convingeri politice, ci sunt în ultimă instanță, într-o metastază din asta, în care țin oamenii aproape cu pusul piciorului pe gât prin funcția pe care o au. Când ajungi să utilizezi astfel de metode, este foarte clar că alte variante mai umane nu ai. Atunci când ești încolțit, reacționezi astfel, e bine că vedem cum reacționează, vor pierde și jetonul ăsta. Eu vă spun foarte deschis, pentru a putea exista un dialog trebuie să vorbească doi oameni. Eu mă ocup de colegii mei de la USR, cu domnul David Soiu am reușit o discuție între USR și PMP. La nivel național, cei de la Forța Dreptei au stabilit pentru Târgu Jiu și pentru Consiliul Județean anumite poziții pentru colegii dumnealor. Că pozițiile astea sunt considerate suficiente sau nu pe plan local, e o chestiune pe care nu pot să o comentez eu, trebuie să o comentez de dumnealor în interiorul partidului pe care îl reprezintă. E o chestiune de bucătărie internă. Există locurile rezervate pentru aceste persoane, că sunt suficiente sau nu, e o chestiune asupra căreia trebuie să răspundă în interiorul partidului lor, nu pot să vă răspund. Și până pe 10 o să aveți listele cu candidații la primării sau și noi avem, cumva sunt legate unele de altele, pentru că în localități e vorba de o echipă care se implică, nu e vorba doar de o persoană. Cum funcționează lucrurile? Candidatul la primărie
își formează o echipă în jurul lui și în momentul în care echipa aia este funcțională, el ridică mâna și își semnalizează intenția de a candida, pe care cei din filiala respectivă o încuvințează sau nu. Suntem în procedură de adunări generale în care la USR statutar toți membrii filialei respective trebuie să voteze validarea candidaturilor. De asta eu vă spun în sensul că am stat de vorbă cu oamenii, știu oamenii care vor să candideze, au trimis intenția de a candida, dar la noi efectiv absolut toți membrii din filiale trebuie să voteze, să facă un proces verbal în care să fie de acord. E posibil ca 2-3 candidaturi să fie invalidate de către colegii noștri. Asta e frumusețea la USR, orice membru care are drept de vot pe un bilețel, într-un mod secret, este sau nu este de acord cu candidatura. Dacă nu este de acord, candidatul respectiv nu poate fi pus de Radu Miruță și nici nu va fi. Domnule, dar ce pentru Consiliul Județean este și lista de consilieri sau deocamdată nu? Noi o avem, dar întâi trebuie să cădem de acord asupra ei și după aceea vă va anunța. Cum să nu? Și mai aveți discuții? Da. Și sunt și de la PNP și de la USR. Corect, da. La USR este conferință județeană în care delegații din toate filialele locale vor veni într-o structură de vreo 300 și ceva de persoane și vor da note sistem Eurovision. Pentru persoana respectivă notă maximă, pentru alta notă minimă, cine are cel mai mare punctaj va fi primul pe listă. Știu că e un pic neobișnuit în politică, însă așa funcționăm noi și este ceea ce dă încredere fiecare persoane că are putere efectiv de a decide. Nu pot să vă spun acum lista, pentru că nu pot să controlez cei 300 de oameni cum o să voteze fiecare. Se va întâmpla asta peste 2 săptămâni, când vom veni și vă vom arăta rezultatul votului acestor oameni. Angajații de la Complexul Energetic Oltenia spun că deja pe surse interne circulă informația că vor fi trimiși fără plată, pentru că se produce o cantitate foarte mică de energie și compania recurge la acest artificiu. Ceea ce pot eu să retransmit angajaților Complexul Energetic Oltenia este un lucru pe care probabil mulți politicieni nu vor să-l audă. Până când nu vor scoate politicul din conducerea companiei, nu vor veni vești bune pentru angajați. Pentru că, de fapt, angajații, interesele angajaților nu sunt reprezentate la nivel de decizie de oamenii din conducerea companiei. Oamenii din conducerea companiei reprezintă interesele financiare ale liderilor politici care i-au pus acolo. Sunt chestiuni complet paralele între cei care decid, între interesele oamenilor pe care îi conduc și interesele din spate ale politicienilor care i-au pus pe ei acolo. Cât timp nu se schimbă nimic, cât timp fronturile de lucru nu avansează, cât timp nu sunt întreținute utilajele, cât timp benzile au mai multe scoabe în ele decât cauciuc, cât timp liderii politici își numesc acolo tot felul de habarniști, pe unii dintre ei văd acum că iau și pun candidați prin diverse localități la primării, soarta angajaților Complexului Energetic Oltenia este, din punctul meu de vedere, sub semnul întrebării, pentru că angajații Complexului Energetic Oltenia au devenit niște pacienți care nu au un medic interesat de către ei. Adesea, medicul vine și le injectează un tratament rău, un tratament care le face rău, o substanță toxică. Aceștia sunt cei din conducerea companiei pe care și liderul PSD Gorj și liderul PNL Gorj își sparg capetele între ei pentru a-și pune acolo niște politruci care n-au nicio legătură cu zona de minerii și din energie, care sunt puși acolo strict pentru a răspunde la telefoane, a semna niște facturi, a încuvința niște lucruri doar în interesul circuitului financiar și nu al oamenilor. Aceeași situație este și la uzina mecanică Sadu și deja în presă a apărut o înștiințare pe care au primit-o angajații, că cei care îndeplinesc vârsta de pensionare este bine să se retragă. În caz contrar, o să ia conducerea niște... Aproape același răspuns vi-l dau. Uitați-vă pe cine a pus PSD în Consiliul de Administrație al Uzinei Mecanice Sadu acum câteva luni. Pe angajați ai cabinetului parlamentar, pe angajați de la partid, care n-au nicio legătură cu domeniul de apărare sau cu domeniul de producere a muniției care se întâmplă la uzina mecanică Sadu. La uzina mecanică Sadu este o situație mult mai grea decât aici și mult mai urâtă decât aici. De ce este grea? Este pentru că acolo e mai puțină transparență. De ce este urâtă? Pentru că uzina mecanică Sadu
are în conturi niște sume de bani pe care ar trebui să le folosească pentru a-și moderniza parte din linia de producție. Uzina mecanică SADU nu reușește să facă bani, nu reușește să dea salarii mai mari, pentru că nu reușește să onoreze niște comenzi. Și nu reușește să onoreze niște comenzi nu pentru că acele comenzi nu există, ci pentru că acele comenzi nu pot fi realizate, nu pot fi executate în termenul îngust în care sunt cerute. Au nevoie să se facă câteva milioane de cartușe într-un interval scurt de timp pe care uzina mecanică SADU nu poate să-l îndeplinească. Nu poate să-l îndeplinească pentru că are aparatură pe care plouă prin tavan. Însă are bani în cont lichizi, bani în contul companiei care sunt la un click distanță de a decide ce să se întâmple cu ei. Și de 4 ani de zile, nici uzina mecanică SADU, nici Ministerul Apărării, nici Ministerul Economiei nu reușesc să folosească acești bani pentru a schimba măcar un segment din linia de producție care să le crească eficiența în producție, care să le permită preluarea mai multor comenzi și care să însemne într-un final mai mulți bani pentru oameni. Angajații uzinii mecanice SADU, mulți dintre ei sunt trecuți în concediu fără plată în zona respectivă de, nu știu exact cum se numește, în urma căreia li se taie niște sporuri, chiar dacă ei pe documente sunt trecuți în inactivitate și sunt puși să facă activitate. Acolo ar trebui să se facă niște controle mai intense. Pentru că angajații zi de zi fac același lucru, însă în spatele acestei situații, câteodată documentele sunt făcute ca și cum ei fac altceva, întreținere. Asta pentru că nu au suficienți bani să le dea. Este o ilegalitate asupra căreia instituțiile acestui stat ar trebui să deschidă ochii, că de văzut sigur le văd. Să deschidă ochii la nivel mental, mă refer. Da, și reușește, nu reușește și... să ia bani pentru că refuză comenzi. Refuză comenzi că spune că vă mulțumesc, aș vrea, dar nu pot să le fac. De ce nu pot să le faci, întreb eu? Pentru că n-am linie de producție. De ce n-am linie de producție? Că n-am reușit să o modernizez. Dar ai bani pentru ea? Da, am. Și acolo se blochează orice fir logic. Mulțumim.